Солнышко, твоя винница, цушка. Сим плащ. Ашай? Asta e Daria Sergeevna. Noi toți cu nerăbdare așteptăm când ea o să nască puișori. În aceste două zile de sărbătoare, muncitorii petrec la picnicuri. Însă nu este și cazul Getei Burlacu, care a muncit și datorită nouă a și gătit. Mulți colegi de-ai mei astăzi au plecat cu familiile după oraș la natură. Ce părere ai despre carnea pregătită la grătar? Mie, sincer, deja nu mai place carnea pregătită la grătar, afară, pe cărbuni sau pe lemne, pentru că nu-mi place deja nici mirosul. Schimb frigărui din carne pe pește sau carne de porc pe carne de pui și multă salată. Încetul cu încetul ai trecut la regim alimentar rațional și folosești produse raționale și ai grijă la modalitatea preparării lor, da? Dacă eu aș spune da, eu cred că aș minți, dar cel puțin eu mă strădui așa să fac, da, și așa mă strădui să-mi hrănesc și familia. Tradiționala porție de frigărui am înlocuit-o astăzi cu o rețetă specială. Pieptul de pui îl vom transforma într-un buzunar pe care îl vom umple cu legume și doar un pic de brânză. Cred că vom pune și puțină brânză feta, în ea o să fie și mai gustos. Vom face o excepție, deoarece este ziua de 1 mai, dar de obicei brânza cu carne nu prea se combină, trebuie să mergem pe ideea unei proteine, adică dacă mâncăm, un fel de proteine, da, exact. Deci dacă mâncăm carne să fie carne, dacă mâncăm pește să fie pește și dacă lactate, atunci lactate. Eu sunt personal adeptul alimentației disociate. Galina Tomaș ne recomandă să combinăm acest fel de bucate cu o porție imensă de salată. Vom avea parte de un prânz deloc caloric. Pieptul de pui va fi preparat fără pic de ulei, în tigaia Dry Cooker Trilogy Ceramica, oferită de partenerii proiectului Delimano. Vreau să-ți propun astăzi să gătim într-o tigaie minune, care păstrează valoarea nutritivă a produselor și nu necesită folosirea uleiului. Cred că pentru felul ăsta de bucate trebuie să-mi cumpăr un cuțit exact așa, pentru carne, ascuțit. Uite, am pregătit buzunarul. Totuși, eu pot, din propria mea inițiativă, să-l condimentez așa cum îmi place mie. Asta e masala tandoori. Aici chiar le-am cumpărat de la noi. Dar, pentru prima dată, le-am adus din Londra. Mai adaug și de a noastră. Un pic de busuioc. Mie foarte mult îmi place mâncarea condimentată. Eu am asociere mâncarea condimentată ca și omul cu un caracter interesant. Eu condimentez cu ceea ce îmi place tare, tare, tare mult și condimentez din plin. Ceea ce am pregătit noi astăzi este o variantă excepție, doar de sărbători și doar de 1 mai. În rest, recomand de a prepara legume cu carne, deci de a nu combina cu brânza feta. Tigaia Dry Cooker Trilogy Ceramica. Aceasta este o versiune de lux a celebrului dry cooker cu suprafața mărită pentru gătit, dar cu aceleași caracteristici termodinamice impresionante. Aerul cald circulă în interior, ducând la încălzirea uniformă a punguțelor. Stratul ceramic de înaltă calitate nu a redus din calitățile
proprietățile nutritive ale alimentelor și a protejat bucatele noastre de lipire. Extraordinar! Dieta va fi și gustos, nu doar frumos. Da. Am învățat deja lecția. Carnea se împacă foarte bine cu o salată sănătoasă și delicioasă. Interpreta Geta Burlacu a preferat să gătească o salată din broccoli, rucola, roșii, multă verdeață, semințe de dovleac și condimente. Rucola este una din verdețurile mele preferate, dar să nu fie prea matură, că dacă e prea matură, atunci un pic de amărăciune. În calitate de dressing a folosit ulei de floarea soarelui și oțet balsamic. Galea, poate să pună în sare, ca în zi de sărbătoare. V-am demonstrat cât de ușor este să vă alimentați deloc caloric și sănătos, chiar și într-o zi când moldovenii încă mai optează pentru mese doldora de bucate nesănătoase. Mi-e tare interesant. Wow, uite cât de frumos sunt înăuntru. Eu cred că am să te rog să-mi scrii rețeta asta mai detaliat, ca eu să o țin minte. Geta, te rog doar fără brânză, bine? Bine. Bine, bine, Galina, promit. Valoarea nutritivă este păstrată a produselor. Deci tigaia noastră și-a îndeplinit rolul. Pe deplin. Ia da. Gustă. Tigaia ta și mirodenile mele.